11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Haideți, fraților, să intrăm în subiect pentru această ediție. Una care s-ar putea dori și memorabilă, având în vedere că, iată, sfârșit de drum pentru Spania, o națiune care, conform titlurilor din presa sa, a abdicat astăzi de două ori, apropo și de tronul Spaniei, care are un nou ocupant, să zicem așa, pe Felipe al VI-lea, care îi succede marelui Juan Carlos. Vine toată tărășenia asta cu abdicarea unui rege care, de fapt, nu mai era unul în plenitudinea forțelor de multă vreme, era rege doar cu numele. Toată această penibilă istorie de succesiune la tron, care se întâmplă automat în toate țările, încă nimeni nereușind să-i vină de hac, până la urmă, ce stupizenie și asta. Da, să-ți tot alegi regi din aceeași familie, de parcă toți ar fi la aceeași capacitate intelectuală sau avea aceleași competențe. Da, ești victima unui sistem pe care nu-l regândește nimeni. Asta apropo de regii ăștia, mi se pare desuet, demodat, incomod și nejustificat să mai apelăm la așa ceva în 2014, dar dacă pe unii îi mulțumește chestiunea asta, n-au decât să trăiască sănătoși. Dar este totalmente retrograd astăzi să te mai uiți la unii care stau cu coroana aia absolut inutilă, ei neavând decât un rol decorativ. Regii astăzi, cel puțin pe continentul pe care trăim, au un rol de pești de acvariu. Bun, cealaltă abdicare a Spaniei s-a înregistrat la Cupa Mondială, unde naționala dublă deținătoare a titlului european și campionă mondială în titră, în urmă cu 4 ani în Africa de Sud, a fost eliminată rușinos după primele două meciuri, fiind învinsă aseară clar, categoric de Chile, cu 2-0. Spania este cea mai slabă națiune de la această Cupă Mondială după punctajul înregistrat până acum, adică 0 puncte golaveraj minus 6. Urmează Camerunul, 0 puncte golaveraj minus 5, de asemenea eliminată din cursa pentru optimile de finală, iar a treia de la coadă, dacă ar fi, să o luăm în urma rezultatelor de până acum, cu 0 puncte minus 4, este naționala Portugaliei, la care n-a disputat decât un singur joc. Spania nu este însă o premieră cu această eliminare categorică venită atât de devreme, chiar înaintea ultimului meci, pe care Spania îl va juca lunea viitoare împotriva Australiei pentru a evita ultimul loc în grupă. Și Australia, în ciuda unui joc seducător ieri în fața Olandei, pe care a dominat-o categoric timp de vreo 60 de minute, Australia este și ea eliminată de la Cupa Mondială. Da, sigur, o să revenim asupra acestor rezultate de ieri. Să notăm că Spania întregește o listă nici foarte scurtă, dar nici foarte lungă, a campionelor mondiale eliminate la următoarea ediție încă din faza grupelor. S-a întâmplat cu Italia prima dată, deși aici este un decalaj de 12 ani, întrucât a venit războiul. Italia a fost campioană mondială în 34 și 38, să nu uităm, dublă campioană mondială, după care în 1950, când a intervenit următoarea ediție de Cupa Mondială, ea a fost eliminată din faza grupelor, într-o grupă de 3, cu Suedia și cu Paraguayul, pentru că India n-a mai participat în ultimul moment. E bine, deși au învins pe Paraguay cu 2-0, italienii nu s-au putut califica, pentru că au pierdut meciul cu Suedia 3-2 și au ratat încă din faza grupelor continuarea acelui mondial din 1950. Brazilia este a doua națiune care, deci cu amendamentul că italienii, care erau de două ori la rând, spuneam, campioni mondiali, au așteptat 12 ani pentru a-și repune titlul în joc și evident că era o altă generație deja, așa că pe undeva doar parțial se poate spune că Italia e în aceeași situație cu Spania de astăzi. Însă Brazilia a trăit aceeași dramă. Campionă mondială în 62 în Chile, Brazilia cu Pele și Garincha a fost eliminată în faza grupelor 4 ani mai târziu în Anglia, după ce au câștigat 2-0 cu bulgarii,
Brazilienii au fost învinși de Ungaria și de Portugalia de fiecare dată cu 3-1 și au terminat pe locul 3 în grupă. Denotat că Pelé a lipsit în meciul cu Ungaria, iar Garincha a lipsit în meciul cu Portugalia. A trebuit apoi să așteptăm mai bine de 20 de ani pentru a vedea naționala Franței, campioană mondială în 98, sucumbând lamentabil 4 ani mai târziu în Coreea și Japonia. De fapt, francezii au jucat meciurile din grupă toate în Coreea de Sud. Au pierdut 1-0 cu Senegal în deschiderea Cupei Mondiale. Apoi au făcut 0-0 cu Uruguayul și au pierdut 2-0 cu Danemarca. Franța fără Pires și Zidane, care se accidentaseră. Dar atenție, cu 3 dintre primii 5 golghetere Europei, Djibril Cissé, golgheterul din Ligă, Thierry Henry, golgheterul la zi atunci în Premier League, și cu David Trezeguet, golgheterul din Serie A, n-au reușit să marcheze niciun gol la Cupa Mondială din 2002. Apoi a venit Italia, campioană mondială în 2006, chiar în fața Franței, la penaltiuri. A pierdut în 2010, încă din faza grupelor, orice speranță le-a mai continuat, după un 1-1 cu Paraguaiu, un 1-1 cu Noua Zeelandă, a fost atunci o echipă senzațională în 2010, Noua Zeelandă a făcut 3 rezultate de egalitate, a părăsit Cupa Mondială fără să piardă. Și în fine ne amintim de acel Slovacia-Italia excepțional, câștigat de slovaci cu 3-2 în ultima fază a grupei, care a eliminat Italia. Ea a terminat atunci a patra din grupă, exact ca și Franța în 2002. Și în fine avem acest exemplu al Spaniei, care va termina în cel mai bun caz pe locul al treilea, asta dacă va reuși să învingă în ultima rundă echipa Australiei, pentru că deocamdată australienii sunt pe poziția a treia, iar spaniolii pe locul 4. Un meci amical în care spaniolii, spuneam, au nevoie de victorie pentru a evita această rușine colosală și a nu termina pe ultimul loc în grupă. Se nimerește bine, vom avea un Olanda-Chile decisiv pentru primul loc în grupă la São Paulo lunea viitoare. Ambele meciuri se dispută de la ora 19, Spania, Australia și Olanda-Chile. Meciurile vor fi transmise pe TVR1 și TVR2 la noi. Probabil meciul de pe TVR1 va fi preluat și de TVR HD și acesta nu poate să fie decât Olanda-Chile. E bine pentru că toată lumea se va uita la acest meci. Olandezii au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a câștiga grupa și a se împerechea cu locul al doilea din grupa A. Lucrurile acolo sunt destul de clare. Brazilienii vor fi probabil echipa care va termina pe locul întâi. Asta cu condiția, sigur, să negocieze bine ultimul viraj, meciul cu Camerunul, echipă deja eliminată de la Cupa Mondială. Brazilia are același număr de puncte cu Mexicul, are un golaveraj superior. În mod normal nu are cum să piardă primul loc din grupă, Camerunul este deja o echipă destrămată. Meciurile sunt programate tot luni, deci aceste grupe care și-au disputat ieri meciurile 3 și 4 se vor încheia în aceeași zi, lunea viitoare, pe 23 iunie. Două meciuri de la 19, două meciuri de la 23. În această grupă A, Brazilia-Camerun este un meci doar pentru stabilirea locului pe care Brazilia îl va ocupa. Sigur, brazilienii nu sunt calificați matematic, dar e foarte greu de crezut că ei nu vor obține nici măcar un egal cu Camerunul, o echipă care n-a reușit să marcheze până acum nimic, care se vede că nu are o coeziune de grup, o echipă absolut lamentabilă aseară în fața Croației. Croația n-a jucat teribil, n-a confirmat, aș putea spune, momentele bune pe care le-a avut cu Brazilia, în ciuda scorului fluviu. Croația au fost destul de modești ieri. Sigur că au câțiva jucători care pot să înscrie, pot să-ți facă diferența în fața unei echipe slabe, dar Croația n-are anvergură, nu este o echipă de top, s-a văzut și ieri, și din ce constatăm până acum, ar fi oarecum surprinzător și oarecum nemeritat ca această echipă a Croației să elimine Mexicul în ultima fază. Croația au nevoie de victorie, sunt eliminați dacă nu câștigă,
Mai au o variantă, dar asta este de ordinul a 0,01%, să facă egal cu Mexicul, iar Brazilia să piardă cu Camerunul. Atunci s-ar califica Croația la golaveraj în fața Braziliei. Brazilienii sunt calificați matematic la egal cu Camerunul, n-au cum să mai piardă unul din primele două locuri. Dar, sigur, marea bătălie este pentru câștigarea grupei, având în vedere că dincolo, dacă Chile nu câștigă în fața Olandei, va termina pe locul 2. Celor din Chile nu le ajunge un egal cu Olanda, lucrurile sunt clare acolo, 6 puncte Olanda, 6 puncte Chile, 0 puncte Spania, 0 puncte Australia, deci calculele sunt ușoare chiar și pentru comentatorii de la TVR. Au avut noroc în această situație, cel puțin la grupa B. Chile trebuie să bată Olanda. În momentul de față, la cum arată grupele, ne îndreptăm spre un Brazilia-Chile, meci pe care l-am avut exact în faza optimilor de finală cu 4 ani în urmă. Brazilia a câștigat cu 3-0. Și spre un Olanda-Mexic, pentru că așa arată locurile 1 din grupa B și 2 din grupa A. Sigur că modificări se mai pot face în ambele grupe, nu este nimic bătut în cuie. Spuneam, Brazilia poate să piardă primul loc, chiar dacă va câștiga cu Camerunul, să zicem bat cu un gol diferență Mexicul, dacă reușește să câștige la o diferență mai mare, va trece peste ei. Mexicanii au golaveraj 1-0 până acum. Deci în cazul în care Brazilia ar bate Camerunul cu 1-0, ar face 4-1. Mexicului, brazilienii au 3-1 golaveraj, ar face 4-1, adică un plus 3. Mexicului nu i-ar ajunge să câștige cu 2-0 în fața Croației. Pentru că atunci ar fi 4-1 pentru Brazilia și respectiv 3-0 pentru Mexic. Brazilia, având un gol mai mult marcat, ar fi deasupra. Deci ne dăm seama din aceste socoteli că Mexicul nu prea are șanse să mai câștige grupa. Poate nici nu se va califica, sigur, dacă ia bătaie cu Croația. Dar șansele sunt mici, pentru că să-i bați pe croați la 3 goluri diferență îmi pare puțin probabil. Destul de puțin probabil. Dacă ar câștiga cu 3-1 cu croații, ar egala Brazilia în cazul în care Brazilia ar câștiga cu 1-0 cu Camerunul, da? Și asta e foarte puțin probabil, întrucât brazilienii pot să facă orice scor vor cu această echipă dezlănată a Camerunului. Deci, în principiu, Brazilia locul întâi, Camerunul va fi pe 4 absolut sigur și dacă bat pe Brazilia, ei tot pe locul 4 termină, nu mai pot să evite acest loc. Tu ca un golaveraj mult mai slab decât cel al Croației. Și în fine, Croația-Mexic se va juca absolut care pe care. Croații se pot califica câștigând la orice scor, iar mexicanii la un rezultat de egalitate sunt calificați matematic. Ba chiar cu un egal, Mexicul teoretic ar putea să câștige și grupa, în cazul în care, în cazul în care Brazilia pierde cu Camerunul. Asta ar fi cea mai tare situație, evident, să se termine egal Croația-Mexic și Brazilia să piardă cu Camerunul. Ar fi într-adevăr un Brazilia ar fi eliminat atunci, s-ar califica Mexicul și Croația. Exista o variantă ieri, dacă rezultatul dintre Mexic și dintre Camerun și Croația ar fi fost egal, să zicem că s-ar fi terminat egal acest meci, atunci am fi avut 4-4-1-1 în clasamentul grupei și ar fi existat această posibilitate nemaipomenită și cred că unică în istoria Cupei Mondiale, ca toate cele patru echipe să termine la egalitate de puncte la sfârșitul grupei. 4-4-4-4, dacă sigur în ultima rundă Croația ar fi bătut Mexicul, ceea ce nu e o mare, mare surpriză, și dacă acest Camerun imposibil ar fi trecut de Brazilia. Era greu de realizat, nu s-a mai întâmplat oricum așa, dar am fi avut această șansă, măcar de 1%, o situație totalmente inedită, în care clasamentul ar fi respectat aceeași logică, punctele, egalitate perfectă, golaverajul, care departaja primele două de ultimele două, dacă și ăsta era identic, atunci numărul de goluri marcate și, într-o ultimă instanță, sigur, victoriile directe, dacă asta putea să convină cuiva.
Ăsta era al patrulea criteriu, al cincilea fiind pur și simplu tragerea la sorți. Da, e greu de crezut că se va ajunge până acolo. Ne întoarcem după o pauză. Să luăm meciurile de ieri pe rând, fraților. Am avut trei partide, după cum se știe. Primul de la ora 19 în grupa B, Olanda-Australia. Pentru cei care au văzut meciul, nu mai este o surpriză. Australia, care lăsase să se întrevadă o tehnică peste medie în meciul cu Chile și o dezinvoltură ieșită din comun în bâxitul fotbal european, a demonstrat ieri că este o echipă care își merită poziția la Cupa Mondială. Știu că vorbeam ieri într-un telefon cu unul dintre ascultători la un moment dat și despre această, cum să spun, obtuzitate a regulamentului care nu-i permite Europei decât 12-13 poziții pe țintarul Cupei Mondiale și lasă să se întrevadă toate celelalte continente care se lăfăie cu echipe de 2 și de 3 lei la Marea Cupă Mondială. E bine, nu e așa. Vedem la acest campionat mondial că nimic nu este mai josnic decât o echipă europeană. Toate celelalte națiuni își văd de treaba lor, cu sigur excepțiile de rigoare, al de Camerunul, da, care a fost de o impertinență și o aroganță perpetuă, da, este o echipă care n-ar mai trebui admisă la Cupa Mondială, chiar dacă se califică pentru modul în care se prezintă acolo. Și am zis, capul ăla în gură pe care Asue Koto i l-a dat lui Mukanjo pe finalul meciului. Ei se ceartă între ei, camerunezii sunt interesați numai de bani de fiecare dată, dar nu știu cum pot să negocieze înainte de Cupa Mondială când toată federația lor, am înțeles de la Patrick Mboma seară că președintele federației din Camerun e în pușcărie și e mai complicat în condițiile astea cu negocierile la ei. Sigur că fiindcă ăsta, antrenor german care n-a mai antrenat pe nimeni de nu știu cât timp, va pleca, am impresia că îl vor și mânca suporterii camerunezi la propriu, îi taie capul și după aia o să-l și mănânce, deși n-are o carne foarte fragedă la cum arată. De departe cel mai slab selecționer de la Cupa Mondială, acest Volker Finke din Camerun, un neamț care a antrenat vreo 16 ani în viața lui pe la Freiburg, asta este tot ce a făcut, pe la tinerii lui Freiburg, pe la militarii lui Freiburg, în fine, ăsta a fost orașul lui, a antrenat sigur și la echipa principală, un om cu idei îmbâxite, cel mai bun jucător camerunez de pe planetă la sfârșitul acestui sezon 2013-2014, lionezul Henri Bedimo n-a jucat nicio secundă la Cupa Mondială. Asta pentru că Bou de Finche nu-l cunoștea. Asta este un fel de Victor Pițurcă, un neam dintre ăsta cu ideile din secolul trecut, care nu se uită la meciuri, n-a urmărit sezonul intern al fotbaliștilor lui, iar în cantonamentul ăsta de pregătire nu i-a învățat nimic. Fazele fixe, de exemplu, povestea Patrick Mboma, nu au fost studiate. Ei n-au exersat, nu s-au antrenat, de exemplu, pe fazele fixe, unde Camerunul era, după cum a zis, în aer. Ciuda faptului că dispune de jucători excepționali ca nume. Stefan Mbia, Nicolae Nkulu, Matip ăla de pe la Schalke, da, Samuel Eto'o, mă rog, care n-a jucat ieri, colecționar de ligi ale campionilor, Mukanjo de la Nancy, care este un jucător excepțional, Aboubakar de la Lorient, absolut excepțional ca individualitate, s-a și văzut de altfel ieri că era în vână Aboubakar, a început foarte bine meciul, dacă ar fi căzut un meteorit după primele 10 minute și s-ar fi oprit meciul, omul meciului ar fi fost Aboubakar, un foarte, foarte bun fotbalist, ca și Mukanjo ăsta, extrem de tehnici. Și o echipă, dacă îi luai individual, peste Croația. Bun, și Charlie Tange ăsta, în ciuda gafelor pe care le comite, nu-i sub Pleticoșa. Pleticoșa, tot așa, portar de linia porții, modest. În fine, și Camerunul n-avea nimic de invidiat la Croația. Dar starea lor de spirit, Asue Koto, ăla nu mai vorbesc, că a jucat prin Premier League toată viața lui, a fost pe la Tottenham și așa mai departe, carte de vizită mare de tot. Nu mai vorbesc de Alexandre Song,
ăla care a luat un roșu ca în Far West aseară, îl urmărea pe croat și de nervozitate că ăla alerga mai repede decât el, a dat un pumn în ureche sau un gât sau unde l-a nimerit. Îi mai trebuia un lasso lui Song și îl dobora pe croat. Alexandru Song joacă la Barcelona. Deci au o echipă trăznet dacă știi să o mobilizezi, dacă știi să le intri cumva sub piele acestor odioși fotbaliști când vin la echipa națională. Deci Croația nu m-a convins aseară, bun, a reușit să câștige, e problema ei, nu merita să piardă cu Brazilia, așa că pe undeva e logic. Am regretat cu toți atunci, mi-a venit să dau cu mondialul în cap, cui nimeream, nu contează. După deschiderea Brazilia-Croația, s-a făcut o scârbă de fotbal în momentul ăla. Am dat seama că într-adevăr este o potlogărie și că mai bine să pui rezultatele din burtă dimineața când te trezești, fiecare în clasorul sau în catalogul lui, decât să stai să te uiți la meciuri. Dar uite că până la urmă Braziliei nu prea i-a priit, pentru că n-a reușit să treacă de Memo Ochoa în runda a doua. Deocamdată bujbâie, este sub Chile, Brazilia în momentul ăsta, și să sperăm că va fi eliminată în optimi la modul în care se prezintă deocamdată. Asta apropo de, ca să revin un pic la meciul Olanda-Australia de ieri, s-a văzut foarte clar că Australia era peste Olanda ca joc, peste Olanda ca și îndrăzneală, aș spune chiar și ca tehnicitate. Le lipsea sigur experiența și știința asta a gestionării unei partide totuși de cupă mondială. Faptul că australienii meritau de 100 de ori să deschidă scorul primele 10 minute, dar n-au făcut-o, a marcat Robben la a treia fază de gol pe care a avut-o, primele două le-a irosit, a marcat la a treia cu un șut în cross excepțional, de adevărat vârf, după o cursă în stilul lui, așa cum făcuse și cu Spania vreo două, foarte bun. E bine, golul ăla de kilogramă, iarăși al lui Tim Cahill, după aia 2-1 pentru australieni din penalti, a fost cel mai frumos fotbal pe care o echipă l-a jucat la acest campionat mondial. Australia, de până în minutul 54, când au reușit să marcheze golul de 2-1 din 11 metri. Este clar jocul pe care l-am admirat cel mai mult la această ediție de campionat mondial, jos pălăria în fața acestei stupefiante echipe. Olandezii au avut noroc că au egalat repede atunci prin Van Persie. Adevărat, după asta au fost stăpânii jocului. Australia a avut un moment de cădere. După 3-2, Olanda mai putea să mai marcheze. Fără discuție, încă un gol cel puțin. Ar fi fost aproape normal să termine cu un scor mai mare. Olandezii au reușit totuși 8 boabe în două meciuri. Dar ce echipă a Australiei, Dumnezeule? Ce echipă a Australiei, în fața căreia trebuie să ne scoatem pălăria? Dacă vor mai repeta jocul ăsta și la meciul cu Spania, nu vor avea nicio problemă. Bănuiesc că australienii vor juca acolo, pentru ei nu e o înfrângere. Eliminarea de la Cupa Mondială, totuși au reușit 3 goluri și un spectacol absolut încântător. Cu aceste gloabe rebegite din Spania, n-ar trebui să aibă nicio problemă, mai ales că motivarea spaniolilor nu cred că mai este foarte mare pentru acest joc. Încă o dată, dacă a existat ceva frumos cu adevărat la această cupă mondială, este jocul Australiei de până acum. Absolut impecabil. Cel de-al doilea meci al grupei s-a văzut între Chile și Spania, cam care este diferența între Marcelo Bielsa, pomenit aseară de toate mediile chiliene, de parcă ar fi făcut plecăciuni la un zeu sau la un sfânt, deși Bielsa numai e de 4 ani antrenorul naționalei ciliene. El a făcut acolo absolut tot abecedarul fotbalului, toți plângeau și îl pomeneau pe Bielsa aseară. Sampaio ăsta, antrenorul lor, a spus că pe vremuri când făcea jogging, asculta în urechi nu muzică, nu radio, nu fotbalul lui Ilie Dobre, sau ce știu ce alte scandări de la latino-americane cu gol de la de 35 de secunde, nu. Asculta în căști în timp ce făcea jogging conferințele de presă ale lui Marcelo Bielsa. Ba la Național Argentinei, ba pe unde o fi fost el. La echipele de club prin Mexic, prin Argentina, pe unde a mai antrenat. Deci ăsta este Sampaio, practic unul care
este rupt, o așchie ruptă din acest trunchi Marcelo Bielsa. Chile, practic, a jucat aseară exact ca în vremea în care era antrenată de Bielsa, în 2010, pe același stil, un fotbal pe care nu-l mai joacă nicio altă națiune din lume. Într-adevăr, cu un dinamism, cu o explosivitate fenomenală, s-a văzut și aseară, diferența a fost mult mai mare, de două goluri, de altfel, între Chile și Spania. Știu că povesteam la un moment dat cu Andy Stănescu, vremurile în care de-abia se trăgea la sorți Cupa Mondială, și exact asta îi spuneam. Dom'le, atenție la aceste echipe din America de Sud, care nu sunt de bătut la ele acasă. Asta a fost prima concluzie, țin minte, pe care o trăgeam atunci. Ok, Uruguayul ne-a contrazis un pic. Deocamdată celelalte n-au fost bătute. Argentina a câștigat, Brazilia are 4 puncte, are grupa în buzunar, Columbia a bătut cu 3-0 în primul meci, Chile a făcut show, da? Mexicul, dacă vreți, în spațiul ăsta latino-american, a început foarte bine, n-a primit gol în două etape. Toată lumea s-a descurcat. Costa Rica a făcut spectacol în detrimentul Uruguayului, pentru că cele două s-au întâlnit. Dar singura decepție până acum a fost echipa Uruguayului, pe care sigur n-am fi văzut-o pierzând cu Costa Rica, dar a pierdut tot cu o echipă din acest spațiu latino-american. Și haideți să așteptăm, în această seară vom vedea Uruguay-Anglia de la ora 22, un meci în care uruguaienii îl vor recupera pe Luis Suarez și unde au șansa să demonstreze că nu sunt chiar așa de modești. Deși englezii au jucat foarte bine cu Italia, este un meci într-adevăr de orgolii rănite. O să revenim asupra lui după o pauză. Așadar, fraților, sfârșit de drum pentru Naționala Roja. Spania părăsește Cupa Mondială într-un mod josnic, exact cum a făcut Franța în 2002. Mare favorită, chit că la sfârșit de drum, asta era totuși semnul de întrebare major aici, dacă spaniolii vor mai avea capacitatea să se mobilizeze după 3 titluri consecutive, 2 europene și 1 mondial. Naționala Spaniei nu cred că va mai ajunge vreodată foarte sus, întrucât lucrurile se schimbă încet, încet. Și în fotbal, la fel ca și pe mare, valurile trec și nu mai sunt niciodată aceleași, deși ți se pare de la distanță că lucrurile par neschimbate. Nu e chiar așa. Dar să nu-i plângem pe spanioli, pentru că ei au avut un fotbal de rahat toată istoria lor. Echipa națională a Spaniei era cea mai slabă din Occident până la câștigarea primului titlu european. N-au avut niciodată nicio semifinală de campionat mondial. Până la ultimul câștigat în Africa de Sud. Deci Spania nu este o forță a la lung în fotbalul mondial și se va întoarce probabil acolo unde era locul. A trecut și perioada asta de dopaj intensiv, care în momentul de față s-a văzut și pe Barcelona, nu mai are aceeași regularitate, este poate aplicat altfel, poate nu se mai aplică. Poate că s-au sesizat și alții și au făcut și ei niște progrese, dar este un sfârșit de epocă, așa cum a fost și în ciclism. La un moment dat s-a dus perioada aia marilor trișori. Astăzi sunt trișori în ciclism, dar mult mai mici. Adică sunt nesemnificativi. Sunt niște muscoi amărâți pe lângă acei corifei din anii 90. Deci n-ar trebui să ne mai înspăimânte această teroare roșie pe care a reprezentat-o Spania și nu numai la nivel de fotbal, pentru că de asta spun că a fost o generație umflată cu pompa. Ei dintr-o dată au explodat în toate sporturile. De la sporturile individuale până la cele de echipă, Spania a devenit intușabilă. Când ei erau nuli în toate domeniile, în aproape toate sporturile, până la momentul respectiv. Odată cu generația marilor medici, paramedici, de fapt, a escrocilor, a falimentarilor medicinei tradiționale, Spania nu a avut practic nicio performanță în sportul de echipă, cu câteva excepții în basket și în handbalul masculin, unde au mai scos capul și unde într-adevăr aveau performanță, unde jucau bine, chiar și înainte de această erupție. Dar e firesc, pentru că nu spune nimeni că nu sunt talentați. Nu spune nimeni că Spania, mai ales care este o națiune mediteraneană,
profunzimea ei, o națiune sudică, evident că acolo bărbații, în special, sunt bine lucrați. Au toate condițiile și de climă, și de genă de a se dezvolta. Este o zonă prielnică pentru activități sportive. Deci nu e o surpriză faptul că ei aveau un pic de talent în unele domenii, dar e de constatat totuși și de tras această concluzie acum că tot s-a sfârșit un drum al acestei naționale invincibile, cum mi se spunea, faptul că până la urmă, iată, se termină și cu această generație care, într-adevăr, a ridicat foarte sus ștacheta cu mijloace specifice, proprii, pe care le-a dus pe niște culmi extraordinare. Dar nu întotdeauna trebuie să ne entuziasmăm în fața unor porci. Exact așa cum s-a întâmplat și cu ciclismul. Da, este un sport foarte ușor de dat ca exemplu, întrucât acolo s-a demonstrat că nimeni n-a fost curat. Entuziasmul era la fel de mare, nu vorbesc acum de proștii din România, eu vorbesc de proștii din lumea largă, care s-au entuziasmat, pentru că ciclismul era un sport de primă mână la nivel european, în vestul Europei. Franța, Spania, Italia, Germania după Jan Ullrich, Belgia, Olanda, Luxemburg, Elveția. Pentru toate aceste națiuni, ciclismul era un sport de podiumul sporturilor mondiale. Da? Și în toate era văzut la cel mai înalt nivel. Plus, venise Statele Unite după Lance Armstrong, plus, venise Australia, unde sigur nu era un sport de podium, dar aveau rezultate deja de mena interesant. Unele țări din Europa Centrală, vezi cazul Slovaciei, Cehiei, chiar a Poloniei, alte țări care erau bune la sportul ăsta pe velodrom, de exemplu, cicliștii de pistă. Deci el avea o tradiție extraordinară în Europa tradiționalistă. Ei, cu foarte puține excepții, țările scandinave, Marea Britanie, unde ai să zicem că ăștia nu erau atât de pasionați de ciclism. N-am enumerat Portugalia, unde poate nu e pe podium ciclismul, dar e un sport foarte, foarte îndrăgit, foarte la modă. E bine, toți au fost niște escroci acolo pentru că nu puteau să facă altfel. Sportul ajunsese singura lor industrie, singura lor șansă de venit, singura lor șansă de supraviețuire. Și atunci au făcut ceea ce trebuiau să facă la momentul respectiv al istoriei lor. Dacă ar fi fost cicliști în anii 30, poate se duceau la Fierar. Fiind cicliști în anii 2000 sau în anii 90, nu puteau altfel decât să se dopeze. Așa s-a întâmplat și cu sportul pe care îl comentăm acum, în perioada în care el devenise acest boom al planetei. Nu puteai să faci față dacă nu ajungeai la aceste performanțe. Umblai ca titirezul în campionatele Spaniei și Angliei, mai ales, sau al Italiei, da? Ca titirezul 38 de etape, n-aveai odihnă. Deci ziceai că ești un cloțan din ăla pe câmp, că numai ăia mai fugă așa în toate direcțiile. După care te duceai la campionatul mondial, în loc să fii stovit să adormi pe teren de atâta oboseală, tu câștigai titlul. Nu se poate așa ceva. Ei bine, mai apun și aceste epoși de tristă amintire din când în când. Mai apun. Da? Acești fotbaliști n-au fost neapărat niște eroi, asta spun. Nu vă grăbiți cu verdicte de-astea de prostime. Pentru că și în ciclism toți ăștia au fost niște mega-idoli, mult mai mari decât sunt fotbaliștii noștri în România. Pentru că erau la niște dimensiuni europene, chiar mondiale. E bine, au căzut toți de pe piedestal. Astăzi nu se mai discută despre ei, nu mai vorbește nimeni cât de mare era Gianni Bugno, de exemplu. A fost campion mondial, a câștigat Turul Italiei și așa mai departe. Nu-ți mai vorbește despre el. Sigur, de Pantani, moartea totuși a creat așa o anumită aură. A fost genial, evident. Dar un trișor. Un trișor genial, dar un trișor. Lance Armstrong, ce să mai discutăm? Bjarne, Riis, Jan Ullrich, toți ăia. Da? Indurain, Jalabert, Virenque, toți au fost dopați. Toți mari cicliști. Adevărați campioni, într-adevăr. Sigur că și dacă ar fi mers fără dopaj, erau niște sportivi de elită. Sigur, ei erau vârfurile societăților. Vârfurile lumilor sportive. De asta vorbim despre ei, nu vorbesc despre Marc Madiot acum. Deci și ăla a fost campion al Franței și după aia antrenorul naționalei Franței de ciclism. Da, totuși nu e, sau Claudie Criquelion. Nu vorbim despre asta, vorbim despre marile nume, da, care au ajuns să se dopeze la cele mai înalte standarde pentru că erau vârfurile generațiilor.
niște sportivi excepționali, cum ciclismul nu va mai întâlni niciodată. Așa și cu fotbalul. Trecem de la această generație dopată și ultra-dopată, încet, încet, la alții. Deci Spania se va întoarce ori în culcușul ei de superformanță, cum a fost atâtea decenii, ori pur și simplu va fi o tranziție tot bolnăvicioasă, care se va desfășura totuși pe alte coordonate, sper, gata și cu Viorel Hizu ăsta de Vicente Del Bosque. Cum poți să-l lauzi pe Del Bosque? Eu chiar nu pricep. Și ce a, dacă a luat titluri, ce? A câștigat niște campionate europene și mondiale și mare antrenor. Ce merighiene, a fost mare antrenor. A câștigat Cupa Campionilor cu Steaua. Vedeți-vă de treabă. Așa și cu Del Bosque. A avut o generație care mergea foarte bine. Ce să le spună? Vedeți că nu știe să spună două vorbe. De ce să le spună jucătorilor? Del Bosque este exact un Viorel Hizo, tată. Pune-l pe Hizo, antrenor la Spania asta, dopată, trasă cu cheița, și o să vedeți că ia campionatul mondial de câte ori vor jucătorii. Sigur că dacă ea vor să-l sape, îl sapă. Dar are vreun sens să-l sape Viorel Hizo când tu te duci la campionatul mondial? Așa și ăștia. Avea vreun sens să-l sape vreunul pe Vicente Del Bosque, care un nimeni absolut. N-avea niciun sens, bineînțeles. Ei veneau cu fotbalul de la ei, ăla pe care îl știau, coeziunea aia se găsește repede la jucători dopați și talentați în același timp. Nu-i foarte greu. Lăsați-o cu chestiunile astea, că nu-i deloc așa. Și a pierit această generație spaniolă aseară într-o debandadă totală în fața voinicilor și mai îndrăzneților cilieni. A căzut perfect în acest moment. Adevărat, s-a făcut dreptate, târziu, dar s-a făcut. Adevăratul fotbal, adevărata viață este asta. Oamenii ăștia în America de Sud, necunoscuți, pe care nu dădea nimeni doi bani, da? Pe care sigur că i-am mai semnat la noi din când în când, ca națiuni periculoase și imposibil practic de bătut în America de Sud. E bine, ce n-aș da, tată, la un moment dat, nu știu care sunt șansele, probabil prin semifinale, să vedem un Chile, Germania, în care să-i bată cilienii pe nemți la fundul gol. Cum ar fi, bă, să plângă Angela Merkel în tribune că a bătut-o Chile? Să vină unul de pe lângă ea, un consilier de ăsta, să-i arate planii globul, să găsească și Madame Merkel pe unde e harta Chile. N-ar fi rău să știi, să mai învățăm un pic de geografie cu acest campionat mondial. Ne întoarcem după pauza de la fix. Corespondentul îmi transmite gândurile sale în aceste momente și zice cam așa: am fi jucat cu Spania în semifinale, așa o să jucăm cu Olanda. Eu spun să nu ne grăbim, să nu fim atât de tradiționaliști. Olanda nu e o sperietoare, după părerea mea, totuși e o echipă de bătut. S-a văzut ieri cu Australia. Bun, Spania a traversat într-adevăr o perioadă lamentabilă. O bătea oricine la Cupa Mondială. A fost exact ca Franța în 2002. Deci n-are sens să mai comparăm. Este cea mai slabă echipă până acum de la Cupa Mondială. Spuneam și după rezultate, 0 puncte, golaveraj minus 6. Nimeni nu are un bilanț mai prost. Deci Spania este a 32-a națiune la momentul la care vorbim. Nu e un exemplu. Olanda ieri a găfuit. A fost sub Australia timp de 60 de minute. În momentul ăsta nu este peste Mexic. Deci n-ar trebui să se califice dincolo de optimile de finală. Sigur că mexicanii nu sunt o națiune care să treacă de optim foarte des. Ar fi a cincea oară consecutiv când Mexicul s-ar califica în optimile unei cupe mondiale, dacă va ieși din grupă. În mod normal ar trebui să iasă, are două variante, victoria și egalul cu Croația. Sunt peste croați ca joc. Dar ca individualități, sigur, un rahat de ăsta cu ochi, cum e Mandzukic, îți poate da de la 2 metri, ușor în offside, un gol când nu te aștepți. Deci treburile nu sunt rezolvate încă. Dar altfel mexicanii sunt peste croați și trebuie să le demonstreze asta și în meci, pentru că se joacă pe teritoriul lor, practic, nu pe teritoriul croat. Asta ar fi prima chestiune. Olanda însă nu e de speriat, pentru că va veni și ziua în care, bun, acum Van Persie e suspendat pentru ultimul meci cu Chile, care s-ar putea să aibă importanța lui. Să nu uităm acest lucru, Van Persie a luat două cartonașe galbene, are 3 goluri marcate în 2 meciuri, mai rămâne prostul de Robben. Da?
atât. Rest, dacă îl scoți și pe ăla, care într-adevăr pare să fie într-o formă ieșită din comun după ce ani de zile n-a făcut nimic pe la Bayern München, habar n-am ce s-o fi întâmplat cu Robben, de este totuși într-o formă atât de bună, oricum și asta relativ, că golurile lui încă o dată s-au marcat pe niște greșeli totuși colosale ale adversarilor, cu Spania nu mai vorbesc, și cu Australia, din trei situații mari a marcat una, deci nu e enorm. Va veni și ziua în care nu o să mai meargă lui Robben. Iese accidentat, se accidentează la antrenamente, nu e chiar așa de cursă lungă băiatul ăsta. Dacă îl scoți și pe ăsta, eu nu cred că Olanda mai bate pe cineva la Cupa Mondială. Deci în rest sunt praf. Da? Sunt niște tineri, dar nu teribili. Adică tineri buni am mai văzut în alte părți. N-aș plasa Olanda nici într-un caz ca o favorită. Poate să ajungă conjunctural. Dar faptul că este cel mai bun atac din competiție până acum, cu 8 goluri, nimeni n-a reușit să dea atâtea, nu e un gaj că vei câștiga Cupa Mondială, ba dimpotrivă. De obicei, cine pornește tare, pierde. Cine pornește tare, de exemplu, Italia, îl asigur pe corespondent, a fost cea mai bună și mai frumoasă echipă la Campionatul Mondial în Argentina în 1978. Când a câștigat primele 3 meciuri în grupă, bătând inclusiv Argentina în ultimul meci din grupă cu 1-0, inutil, că oricum se calificau, dar au vrut să-i bată ca să demonstreze că sunt cei mai buni, macaronarii. Da? După care s-au tăiat. N-au mai reușit să facă mare lucru în continuare. Deci se știe lucrul ăsta în general la Campionatul Mondial, numai dacă ești o echipă cum a fost Franța din 84, da, și acolo cu amendamentul că era Euro, nu era Cupa Mondială, când Platini a marcat 9 goluri în tot turneul, mai mult decât oricare altă echipă. Dar Platini era un jucător unic, sau Pele, sau Garincha, sau nu știu cine pe vremuri. Platini a fost, după părerea mea, chiar și peste Zidane. Pentru că în fotbalul anilor 80, pe care l-a prins el 70 spre final 80, până spre sfârșitul anilor 80, aia au fost anii lui Platini, rolul lui în echipă a fost unul mult mai mare decât cel pe care l-a avut Zidane ulterior totuși. Chit că și Zidane și-a dus echipa, ok, practic până într-o finală de campionat mondial, a câștigat un mondial pe teren propriu, da, dar știu cum au jucat. Adică era o echipă care nu practica cel mai frumos fotbal. Era o echipă, într-adevăr, bine croită, foarte bună defensiv. No, Franța lui Platini era o poezie de fotbal. N-aveau nicio legătură. Ei jucau să te bată cu 5-4, nu cu 1-0. Franța lui Zidane este o națională care s-a făcut de râs. Da? Fiind singura echipă campioană mondială care n-avea niciun vârf. Asta s-a întâmplat. Deci în 1998, bun, era Thierry Henry. Thierry Henry n-a fost niciodată un vârf autentic. El era jucătorul ăla pe care îl știm din Premier League, că acolo a fost vârful lui de glorie în ăia 7 ani sau cât a petrecut la Arsenal. N-a marcat peste 100 și ceva de goluri. Da? În care el mergea pe culoar, viteza era calitatea lui. Ori, atenție, dacă ești vârf, n-are cum să fie viteza calitatea ta numărul 1, că atunci înseamnă că nu ești tehnic. Și deja nu e ok. Vârful are alte calități, vârful clasic, autentic, adevărat. Thierry Henry n-a fost niciodată vârf. Deci Franța a jucat în 1998 fără vârf. Ce ghivar și era vreun jucător, să zici că nu conta. A fost un fel de Weissenbacher la notorietate la Steaua care a câștigat Cupa Campionilor în 86. Deci nu era mare șmecherie echipa. Era o echipă solidă, greu de bătut, dar nu frumoasă. Nu o echipă care să te facă să visezi, pe când anii lui Platini au fost de genul ăsta. Franța din 84 a fost cea mai mare echipă de fotbal din istorie, fraților. Da? Cea era o echipă care bătea pe oricine. Nu contează că a fost campionat în Franța, putea să fie și în Honolulu. Ei câștigau cu oricine atunci. Da? Cum au bătut pe Belgia cu 5-0 în grupe, îmi amintesc și acum de faza aia, când erau cu poarta goală, și ceva n-a mai fost în toată istoria fotbalului. Și vorbesc la nivelul ăsta, nu de meciuri de campionatul județean. Acolo se mai întâmplă. Deci l-au scos pe Prudhomme din poartă, sau cine era atunci, da? Și-au dat mingea în lateral. Sigur, scorul era, nu știu, 2-3-0 deja. Au scos din poartă și au pasat-o în lateral, la colțul de terenului, ca să centreze unul. Între timp, sigur, și-a revenit portarul, paf,
sau cine era, nu mai țin minte, și a revenit, s-a ridicat ăla din genunchi, s-au mai adunat vreo trei fundași, a venit centraia și tot gol a ieșit, mă. Da? Deci în halul ăsta își băteau joc de adversar pe teren. E, ăla era fotbal. Unde mai vedeți astăzi, mă, așa ceva? Da, să-mi explice mie cineva la un turneu final dacă mai vede vreodată faza asta. Deci să-ți bați joc de ăla, l-ai driblat de nu știu câte ori, era în genunchi portarul și ca să nu dai în poartă, a pasat la linia de corner, mă, la linia de tușă. La corner au dat pas, și a venit, nu știu cine a centrat, un fundaș, a pus-o pe cap unuia și s-a terminat cu tot cu gol. Deci este incredibil așa ceva. Aia era echipă. Niciodată Zidane n-a făcut așa ceva. Deci o potlogărie de genul ăsta. Bun, avem acum o altă știre, deci asta ca să încheiem cu corespondentul, că nu cred că trebuie să se teamă foarte mult de Olanda, care nu este o echipă de câștigat titlul mondial. Deocamdată n-au avut mari adversari. Iar ieri Van Gaal a părut absolut rudimentar și fără soluții în fața echipei Australiei, care era de o explozivitate cum el nici nu visa, Van Gaal. Deci i-au ascuns mingea timp de o repriză. Despre ce Olandă să discutăm? Despre ce să discutăm? Da? I-au ascuns mingea timp de o repriză, fraților, lui Van Gaal. N-a avut nicio soluție. Singur odată a intrat la cabine, a revenit și a luat gol. Mutul 55 era 2-1 pentru Australia. Era început repriza a doua, acum a terminat-o și pe prima. Absolut încântător. Nicio soluție. Da? Olandezii alergau după minge. M-am uitat, am văzut prima repriză integral. N-au avut nimic olandezii. Posesie la 60% pentru Australia. De ce vorbim atunci? Da, lăsați-mă cu Olanda. Trecem mai departe o reclamă care apare în Chile în aceste zile, splendidă, cu cei 33 de mineri care au stat în pământ, țineți minte, atunci cu explozia aia din mină, n-au mai putut să iasă la suprafață, 2 luni și jumătate au rămas închiși, prizonieri acolo în mina lor. Și acum că participă la un slogan ăsta de reclamă pentru campionat mondial acești mineri, sub sloganul, deci, pentru un chilian nimic nu este imposibil. Și își bat joc de naționala Spaniei, spunând că n-are cum să ne fie frică de Spania atât timp cât noi am învins moartea. Dar bună naționala Chile și la cum a jucat ieri, nu-i văd bine pe brazilieni. Deocamdată nu-i văd bine pe olandezi. Când spuneam, fără Van Persie, Chile ar putea să accelereze un pic și să dea cu Olanda de pământ. Și atunci avem o altă optime de finală. Cum ar fi un Chile-Mexic în optimi? Dumnezeule! Și pe de altă parte, am avea în condițiile alea Brazilia, care sigur va câștiga grupa, va juca cu Olanda. E, așa da! Ați văzut, mă? Ați văzut, mă? Cu cine va juca Brazilia în optim? Cu Olanda! Cu cine va juca, mă? Cu Olanda va juca. Păi sigur, și olandezii vor părăsi competiția în optim. Această frumoasă echipă a Olandei, parcă îi aud pe Șelaru și pe Mitran, sau nu, Șelaru va zice. Marius, iartă-mă că te întreb, această frumoasă echipă a Olandei, la care Mitran ce credeți că va spune? Da, ai dreptate, Narcis. Asta va fi comentariul. Frumoasă, dar acasă. Acasă de vreme, din optimile de finală, că doar nu vă imaginați că elimină cineva Brazilia la ea acasă în optimi. Dita mai campionatul mondial. Deci nu, m-ar fi zis și Nadia Ciurlin. Deci nu, nu, nu va fi așa. Să sperăm un Mexic-Chile, totuși, în optimile de finală, care să-i dea Europei peste bot cu fotbalul. O încrâncenare de aia de titani, așa. L-am auzit ieri și pe Ali Benarbia, în algerian, a jucat pe vremuri la Paris Saint-Germain, a fost component al parizienilor și un jucător de campionatul Franței toată viața lui, Ali Benarbia, algerian de origine, oportunist, dar bun comentator altfel, la bar n-avea bineînțeles de fotbalul ăsta sud-american, a venit și a spus, îi văd pe Chile în semifinale. Da, mă, prostule, dar întâi trebuie să-ți iasă rezultatele. Că dacă e Brazilia-Chile în optim, ți-am spus, un pic mai greu. Adică nu se poate întâmpla chiar orice meci la Cupa Mondială. Trebuie să te mai uiți un pic și pe program. Sigur, Brazilia-Chile, da, acum ce s-ar putea spune această frumoasă echipă chiliană? Că oricât ești de frumos și de bun, când joci cu Brazilia în optim pe terenul ei, e mai greu să o bați. Sigur, la ce a demonstrat ieri Chile, care a
mătura pe jos cu Spania în meciul de ieri, sigur, ei sunt capabili de o performanță chiar mai bună, chiar superioară celei de ieri, dar totuși nu cu Brazilia. Adică pe brazilieni ai în finală, în semifinale, îi poți opăci la un penalti, la ceva. Acolo nu e o nenorocire dacă sunt eliminați, dar în optim să-i bată Chile acasă, să le ia cu fotbalul în cap, să-i bată cu un 3-4-1, totuși să nu visăm la așa ceva, pentru că, deși ar fi senzațional, e greu de crezut că vom fi lăsați să trăim astfel de momente. Un campionat mondial cu 3 goluri pe meci până acum. Am înțeles, 60 de goluri în 20 de partide, o statistică pe care am preluat-o și eu din presă, nu am verificat-o, aș fi verificat-o, era într-adevăr o statistică interesantă pentru care băgam mâna în foc, dar așa am citit, e posibil, pentru că s-au marcat multe goluri, echipe slabe, dar ce putem să extragem până acum ca și concluzie, sigur, o să revenim și după pauza publicitară și o să vorbim tot despre campionatul mondial, dar așa că o concluzie, e un campionat mondial al sangrazilor, adică cei care n-au niște trese dintre astea, n-au niște etichete de favoriți, dar nu este campionatul mondial al coloneilor sau al generalilor. Amărâții, deocamdată, le-au dat într-adevăr câte o palmă boierilor de să-i țină minte și mormânt. Asta este interesant, pentru că echipele venite dintr-o altă, și dintr-o altă emisferă, dar și dintr-o altă lume, pur și simplu, au demonstrat că, cu câteva excepții, într-adevăr, nu vreau să revin mereu la Camerun și la al de Honduras, deși sta să vedem, poate Honduras bate Elveția și atunci nu mai vorbim la fel despre ei și poate mor cu ecuadorienii de gât, cine știe, sau poate Ecuador bate Franța la fundul gol, da? Se revoltă și ei într-o zi, nu se știe încă. Deci aceste echipe mici au demonstrat că asta e lucru important și o spun pentru toată lumea. Nu o să mai acceptăm de aici înainte, nici în Liga 1, explicațiile de genul ăsta. Ne-am bătut cu mijloacele pe care le avem la dispoziție. Știți, domnul Banciu, suntem o echipă mică, nu tată. Echipele mici au demonstrat la campionatul mondial, fără mijloace, că poți să te bați cu oricine. Da? Și că dacă ai voință, ești entuziast, ai încredere în tine și dai drumul la joc, nu stai cu curul în poartă, poți în fotbal să răstorni orice fel de buturugă. Australia ce mijloace avea, domnilor? Și-a jucat un fotbal de nivel mondial la acest campionat mondial. Nu se poate. Costa Rica ce mijloace are, fraților? Da? Și vine și trântește. Dar Chile ce mijloace are, mă? Da? Încât să bată Spania în asemenea hal. Deci lăsați-o cu mijloacele. Toți ăștia cu Barcelona, cu Real Madrid, cu Atletico, bă, dar v-a bătut Chile, mă. Da? V-a bătut Chile. O să vă bată Mexicul, uite, pe olandezi sau pe nu știu cine. Le vine rândul și nemților, stați liniștiți. O să întâlnească o echipă de asta arțăgoasă, țapănă, nu-i văd bine. Deci certitudinile au explodat la acest campionat mondial, deși n-am parcurs decât o bucată destul de mică. Ne întoarcem după o pauză. O să vorbim și despre meciurile de astăzi și despre posibilitățile de calificare și de clasament ale protagonistelor. Dar până atunci, o interesantă idee din l'Equipe.fr, și anume, ce s-ar întâmpla dacă Brazilia ar fi eliminată în grupe la tragerea la sorți? Există această variantă, spuneam că al patrulea criteriu, deci după numărul de puncte urmează, care nu-l consider un criteriu, că ăsta este firesc, golaverajul, golurile marcate, victoria, meciul direct, adică dacă astea sunt toate egale, al patrulea criteriu este tragerea la sorți. Și există această posibilitate în grupa A, în momentul de față, zic cei de la L'Equipe, dacă Croația bate Mexicul cu 3-2, iar Camerunul ar bate Brazilia cu 2-0, evident că e un rezultat improbabil, atunci Croația ar câștiga grupa, iar Mexicul și Brazilia ar fi pe toată linia la egalitate. Același număr de puncte, adică ar avea câte 4 puncte, 3 goluri marcate pentru fiecare și 3 primite. Ia să vedem, Brazilia are 3-1 într-adevăr. Golaverajul ar face 3-3, dacă ar pierde cu Camerunul 2-0.
Iar mexicanii care au ar pierde cu 3-2, dar ar face și ei 3-3, 0-0 în meciul direct și s-ar efectua o tragere la surs. Da, ok. Numai că ce să înșală echipul este că la tragerea la surs ar câștigat-o Brazilia. Îl avem pe Mircea Rădulescu la telefon. Vă salut! Da, bună ziua! V-am sunat pentru a vorbi un pic despre ce s-a întâmplat ieri la Cupa Mondială cu eliminarea Spaniei, cu festivalul Australiei în fața Olandei, un fotbal literalmente de vis, cel puțin 55 de minute, și cu, iată, posibilitatea de a vedea de aici înainte fiecare zi câte o surpriză, 60 de goluri în 20 de meciuri până acum, adică o medie de 3 goluri pe meci, marile favorite europene, o rușine până acum, echipe gâfâind, și poate să vorbim și un pic despre fotbalul african, pe care cred că vi l-am caracterizat suficient de bine, domnul Rădulescu, că m-a spus că nu e decât un jaf de echipă Camerunul și că Algeria este o rușine. Exact așa a și fost cu Belgia, o rușine de echipă, și că Nigeria nu joacă nimic. M-a surprins un pic Ghana negativ, e adevărat, au fost sub ce mă așteptam cu SUA, Côte d'Ivoire foarte slabă cu Japonia, deci nimic până acum de la africani. Da. Sigur, ceea ce se întâmplă acum la Cupa Mondială sunt chiar situații puțin diferite una de cealaltă. Mă refer chiar la calitatea unor echipe, fiindcă totuși a spus de echipele europene, dar... Păi niciuna n-a fost, niciuna n-a fost teribilă. Deocamdată Germania și Italia sunt în cărți. Sigur, de calificări. În cărți sunt, da, și Franța e în cărți. Și Franța, da. Da, numai n-au convins, după părerea mea. Germania a profitat de faptul că Ronaldo nu era la 100% și că l-a eliminat pe Pepe. Astea au fost principalele motive pentru care au făcut scor. Domnul Banciu, dar au jucat un meci. Da, sigur. Și Germania și Italia. Aveți dreptate aici. Nu zic că nu m-au convins până acum. Primele meciuri foarte, foarte rar au fost așa formidabile, ca să mă exprim. Și să avem înțelegerea necesară să mai vedem și următoarele categoric meciuri. Cel puțin la acestor două echipe, pentru că dintre țările europene care au dezamăgit total, cum ar fi Spania, poate și Anglia, să vedem Elveția, mă rog, să mai avem puțină răbdare, dar știți că cel mai decomentat fenomen de la acest campion, turneu final, este Spania, să știți. Da. Este Spania și de ce? Că, ca să vedeți că fotbalul ăsta nu e așa de ușor de anticipat, ca să spun așa. Pentru că n-a anticipat nimeni, inclusiv cei care s-au ocupat și se ocupă de echipa asta. Eu când l-am văzut pe Del Bosque după meciul pierdut cu 5-1, că a trecut pe la banca de rezervă și mângâia pe cap pe fiecare jucător de rezervă, nu știu dacă ați văzut această secvență. A trecut pe la banca de rezervă după meci și mângâia așa ca pe niște copilași din aceștia care... n-au căldura părintească. Așa. Un gest, nu l-am mai văzut la niciun antrenor după 5-1. Deci el probabil gândea în, eu știu, în momentele acelea că săracii băieți pe banca de rezervă cât suferă de mult și vrea să-i aline, știți? Adică da. să le aducă o mângâiere. În fine, închid paranteza. Chestiunea este că nu a anticipat nimeni această Spanie să fie o epavă până la urmă. Da, acum aici un pic să precizăm pentru ascultători faptul că Spania, nefigurând decât în poziția 4 la favorite, era clar că în general lumea întrevede un sfârșit de drum. Adică nu anticipau dezastrul ăsta după două meciuri, categoric. Olanda era mult mai slab cotată chiar. Chile nu era la nivelul să îi pună bețe în roate neapărat Spaniei, dar nimeni nu vedea Spania realmente favorită la titlu. Adică doar ăia care într-adevăr erau atât de nebuniți după spanioli, să știți că tendința era că să termină drumul naționalei Spaniei cumva la acest campionat mondial. Ceea ce ne-a surprins, asta este evident, ca și Franța în 2002 sau Argentina în 2002 sau
alte națiuni, le-am citat, Brazilia în 66 și așa mai departe, ceea ce a surprins a fost ieșirea foarte, foarte devreme din competiție, nu faptul că n-au câștigat-o, pentru că asta am discutat aici ore în șir la emisiune, după ce a avut cel mai dificil campionat din istoria campionatelor Spaniei, care s-a decis în ultima etapă. Da? Trei echipe s-au bătut la titlu practic până cu două etape înainte de final. Ai avut finala campionatului în ultima etapă. Ai avut finala Champions League între două echipe de ale tale. Barcelona de asemenea s-a luptat pentru Champions League. Aceste trei mari echipe. Eu aș vrea să vă spun un fenomen. Așa. Nu știu dacă o să fiți de acord cu mine. Mari jucători, marile echipe, spre sfârșitul ciclului, da? Cei care se ocupă de ele pentru a le aduce un omagiu îi lasă până la ultimile zvâgniri cu riscul de a sacrifica performanța. Nu știu dacă sunt înțeles ceea ce vreau să spun eu, dar... Adică să-i fi lăsat până la ultimile zvâgniri cine? Adversarii? Da. Nu. Să-i fi lăsat până la ultimele zvâgniri în sucul lor propriu. Adică să se convingă opinia publică că ei nu mai pot. Păi s-a convins opinia publică, nu da, s-a convins. Dar înainte de competiție nu se judeca așa. Nu. Înainte de competiție nu se judeca. Păi, nu, nici n-aveam cum să judecăm când tu ești campioană mondială în titră, de două ori la rând campioană europeană. Deci un lucru nemai întâlnit în istoria modernă a fotbalului, o echipă să vină cu trei titluri consecutive, dar totuși vă reamintesc, a patra cotă pentru echipa care era de trei ori la rând câștigătoarea unui turneu final, a patra cotă, asta demonstra că ei n-au practic nicio șansă la trofeu. Tocmai, se spunea că uzura îi va dovedi până la urmă. Nimeni că ei sunt cântecul de lebedă, cum se spune. Fine, deci aici e discutabil. Atâta timp cât tu erai convins, dându-le a patra cotă, că nu pot câștiga titlul mondial decât printr-o minune, înseamnă că era cântecul de lebedă, pentru că ai să fii serioși. Spania, dacă pierdea în semifinale, tot sfârșit de drum era, nu? Era gata. Tot o generație care pierdea. E adevărat, pierdea altfel, dar tot pierdea. Era altceva. Dar ei acum suportă o rușine națională. În regulă. Cu ultimul loc din grupă și cu bagajele pregătite să se întoarcă acasă. Eu vreau să, dacă îmi permite, vă permite timp, eu vreau să dau un exemplu din fotbalul românesc. Cu foarte mulți ani în urmă, când Mircea Lucescu, ajutat de mine, am preluat echipa națională un ciclu de 4-5 ani, noi eram în situația că aveam o echipă din Australia de junior, dacă vă aduceți aminte, Kangurii. Sigur, cum să nu, locul 3. Făcuse o performanță deosebită acolo, iar unii chiar... Medalie de bronz, Gabor. Cum era Gabor, Rednic, Antone, da. Unii dintre ei chiar se anunțau că ar putea promova la echipa mare, dar publicul, marele public al nostru încă îl scandau pe Sameș, pe Dobrin, pe Iordănescu la vremea respectivă. Și Mircea Lucescu a avut o idee formidabilă. Hai mă să facem un meci între echipa națională veche, care o vrea marele public, și echipa care a luat locul 3 în, nu știu dacă vă aduceți aminte de meciul ăsta, s-a umplut fostul stadion 23 august, s-a umplut până la refuz. Și ăștia micii au câștigat cu vreo 5-1. Și atunci trebuie să lămurești marele public. N-ai voie să lași în afară vedeta, pentru că vedeta este agreată de marele public și în baston. Marele public îl scandează la rampă, cum se spune, ca mari artiști. Îi aplaudă ca la bis pe astfel de jucători. Așa e. Tu ca antrenor și tu ca federație, este foarte greu să le pui capăt carierei fără să fii convins ei, marele public, că nu mai pot. Sunt și excepții, domnul Rădulescu. Uitați, de exemplu, da. Didier Drogba, care nu mai e titular la Naționala Côte d'Ivoire. Este cel puțin la dimensiunile lui Dobrin, lui Balaj, lui Sameș și lui mai știu eu cine. La nivelul fotbalului lor și la nivelul fotbalului mondial. Deși totuși el nu mai este titular, este exact genul ăsta, deși marele public ivorian îl preferă pe Drogba lui Wilfried Bony de la Swansea, care joacă în locul lui. Deci iată că se pot face astfel de tranziții și pe parcurs, așa, nu trebuie să stai în mare. Aminte de atacantul central al Franței de acum câțiva ani, de Anelka. Bineînțeles, tu pe toți francezii de când s-a inventat fotbalul, da. Da,
Anelka tot timpul nu lipsea din echipa națională a Franței. Nu lipsea. Da, a avut o perioadă bună. A jucat la Real Madrid, a jucat la Leverkusen, a jucat la Arsenal, a fost la multe echipe bune. Dar și el la echipa națională a avut o carieră scurtă. Da. Nu știu dacă a jucat 10 ani în echipa națională. Nu, n-a fost. La națională n-a fost teribil. Câte selecții poate să aibă Anelka? Nu știu, are puține, că n-a prins niciun mare turneu final. Da, deci da, de numele lui nu se leagă nicio performanță la național. A jucat puțin. Nu. Da. O să mă uit câte selecții are, dar nu e reprezentativ pentru asta. Mă rog, spaniolii și-a jucat, cum se spune, rolul pe harta fotbalului mondial. A lămurit pe toată lumea, inclusiv pe spanioli, că această generație gata. Și-a luat adio de la campionatele mondiale și că trebuie să pregătească o nouă generație. Noroc că ei au în spate foarte mulți jucători tineri, au academiile alea recunoscute. Barcelona și Real Madrid vor aduce niște jucători tineri în față. O să vedeți. Se schimbă lucrurile, nu rămân așa, dar au dezamăgit. Ce să mai asta? Dar eu sunt convins că au dezamăgit cu anticipația unora din federație și poate chiar al lui Del Bosque sau antrenorii federației care s-au ocupat de selecția acestei echipe. Da, uite, asta este. Că tot m-ați întrebat, a jucat de 69 de ori pentru Franța, dar n-are niciun meci memorabil, în sensul în care a marcat 14 goluri, dar niciodată într-o competiție importantă. Deci doar în preliminarii, niciodată n-a marcat la un turneu final Anelka. Al câtele ar putea fi în clasamentul selecțiilor jucătorilor francezi în echipa națională? Cred că ar fi al 50-lea, cred. 69 nu stă foarte prost. Adică e totuși un număr destul de mare de selecții. La francezii nu se obișnuiește să se bată foarte des suta. Să știți. Păi de atunci cât are Deschamps, Desailly... Pe acolo, au în jur de 100, dar nu sunt mulți de genul ăsta, să știți. Ăștia Deschamps și Desailly au prins o generație bună, dar înainte, să nu uităm, nu erau la nivelul ăsta. Nu sunt foarte mulți în preajma 100-ei. Acum îl cheamă Lizarazu. A jucat și el, și Amoros are selecții multe și Lizarazu. Dar nu e o nebunie de asta să găsești oameni cu 130 de meciuri, să știți. Și portarul, de asemenea, da. Care are multe selecții de la Francesco. Cine? Barthez. Da. Barthez a avut mai multe, da. Bun, asta e generația campioană mondială. Bun, ăștia sunt nucleul ăla de 14-15 oameni, să zicem, care au luat și titlul mondial și european. În rest, nu sunt foarte mulți cu selecții, pentru că înainte ei nu aveau performanțe. Păi Franța n-a fost la mondiale în 90-94. Da. Să știți că mi-a plăcut Australia. Da, și mie. Așa, nu tot meciul, 3/4 din meci, dar a jucat cu un curaj și cu o putezanță. Și, enorme, da. Apropo de Spania, să nu-i nimic. Ați observat că, mă rog, au pierdut. Dar cred eu că cineva le-a spus, cineva important din fotbalul spaniol, băi, chiar dacă pierdeți, nu mai țineți mingea aia la nesfârșit în jumătatea proprie de teren, să plictisiți lumea de la televizoare și lumea din tribună, că n-au mai umblat la tiki-taka. Chiar dacă au pierdut, jocul lor n-a mai fost axat pe posesia aia negativă, că e o posesie negativă. Eu când văd meciuri de-astea cu... și o fac ai noștri, echipele noastre, în campionatul românesc, cu pasele astea înapoi, între oameni care nu e nimeni un adversar pe noi, eu butonez, eu nu mai mă uit. Eu nu mai suport fotbalul în care se ține mingea asta fără niciun scop. Posesia este o armă foarte bună, dar are un scop. Da, de exemplu, v-a plăcut posesia Belgiei în meciul cu Algeria? Că a fost tot o posesie fără scop. Păi da. Au ținut mingea fără să facă nimic cu ea. Da. Cel puțin o lungă perioadă, până în minutul 70. Știi cine-i devină în toată chestia asta care vorbim noi acum? Antrenorii. Pentru că antrenorii fricoși încurajează posesia. Da. Bine, unii dintre ei, nu toți. Ăia cei mai fricoși încurajează să stau cu fundul în poartă. Deci, domnule, mingea la mine nu-mi dă gol adversarul. Da, nu, dar la Algeria, de exemplu, sau Hondurasul, atunci ce au făcut? Dacă n-au avut posesie deloc. Au stat numai cu fundul în poartă. Păi aia n-au nimica. Păi da, deci sunt și din ăștia, să nu uităm.
n-au nici posesie, n-au nici no. verticalizare. N-au sigur, dar ce, Iranul cu Nigeria ce a jucat? Aolo, aolo. Păi asta aolo, spun. Deci vorbesc de Iran aici. M-am uitat la Iran și cu ăsta, cu Nigeria, regretam absența noastră de la campionatul mondial. A, nu, hai, nu spuneți asta. Chiar România a fost ultima echipă pe care să o regrete cineva. La da, ce da, fotbal da, jucăm noi, Dumnezeule? Păi da, pe noi ne-a bătut Algeria înainte de mondial. Ce să regretăm? Algeria e o țurcă de echipă. Dar ce să discutăm? N-au jucat absolut nimic cu belgienii. Absolut nimic. Stăteau și bubuiau mingile ca la județ pe vremuri. Să zic că ce fotbal e ăla? Sigur, Belgia n-a fost într-o zi mare. Era într-o zi mare de la 5. N-au știut ce să facă. Au intrat mai greu în competiție. Asta e semn bun pentru belgieni. Au trecut de un meci în care n-au jucat nimic și l-au câștigat. E semn bun ăsta. Da. Vin meciuri mai ușoare pentru ei cu rușii și cu Coreea de Sud. Dau cu ea de pământ. Belgia e o echipă într-adevăr periculoasă, așa cum se bănuia. În mod normal n-au adversar în optimile de finală, întrucât vor juca cu locul 2 din grupa Germaniei. Sunt echipe slabe acolo. Ar trebui să-i bată și pe aia, inclusiv pe portughezi, dacă îi mai prind. Și ajung în sferturi. Acolo, vorba neofitului, se poate întâmpla orice. Nu se poate întâmpla chiar orice, dar oricum. Dacă îmi permiteți, mai am o observație. Da. Probabil că timpul... Da, trebuie să luăm o pauză imediat. Da? Mă tot uit după jucător cu numărul 10. Au, într-adevăr, multe echipe tricoul ăsta, dar profilul jucătorului care poartă tricoul ăsta nu e cel care îl știam. Da, nu, sigur că nu mai e. Nu mai e de mult timp. Nu mai sunt. No. Numărul 10. No, nu mai e fotbalul făcut ca pe vremuri, așa e. Mai există jucători de tipul Maradona, Platini, Dragan Stoicovici, asta spuneam și eu. Da, nu mai sunt ăștia. Numărul 10, Gică Hagi, sigur, cel din 94, evident, nu avem un Hagi din 94 la acest campionat mondial. Dar ei făceau frumusețea jocului, vă aduceți aminte. Da, bineînțeles, deci nu avem jucători de nivel. Aveau și italienii, nu știu, pe Rivera sau nu știu. Da, bun, aia deja e mai devreme. Că Italia, că tot a spomenit-o, din anii 80 încoace n-a avut niciodată un număr 10. Adică la nivelul de un om de construcție de tipul Platini, de tipul Zidane. N-a avut niciodată. Suntem la o globalizare tactică, adică cam toți jucătorii seamănă unul cu altul. Da, mă rog, mai sunt totuși niște excepții la fiecare foarte echipă. Puține, foarte puține. Da, sigur, dar mai sunt. Foarte, mai găsim excepții. Și care? Neymar și Messi. Alții care mai sunt? Nu mai sunt. Așa fiecare echipă are câte un jucător ieșit din comun pe undeva. Aș putea să spun că și Nigeria l-avea pe Moses ăla. Da, n-a reușit, că a stat 52 de minute în teren la un locuit. E Eden Hazard la Belgia, care, hai să spunem că se mai apropie de stilul de număr 10, nu? Puțin, avem 32 de echipe acolo. Păi da, avem 32 de echipe, dar dacă luăm așa, la fiecare echipă... Avem 32 de număr 10 trebuie să avem. Fiecare echipă este un jucător, totuși, de construcție cât de cât, măcar unul tehnicuț, așa, tot există. Bun. Să mai vedem, că s-a jucat foarte puțin. Am 20 de meciuri totuși din 64. Da, s-a jucat o treime. Nu? Da, da. Și având în vedere că cu 7 meciuri câștigi campionatul mondial, nu? Așa e. Da. Bine, vorbim și cu altă ocazie. Bine, sper să vă mai prindem, să mai discutăm, pentru că e interesant să mai povestim. Vă fac o confidență, nu le văd pe toate. Pe ăla de la 1 noaptea de obicei nu prea îl văd. Păi da, sigur, ne uităm chiar la tot. Așa și formă, sunt astea maculatură multă, știi. Da. Da, eu la 1 noaptea mă uit la prima repriză și dacă mi se pare ok, mă mai uit și la a doua, dacă nu, nu. Ați văzut vreunul întreg de la 1 noaptea? Da, am văzut de la 1 noaptea. Rusia, Coreea? Nu, am văzut Anglia, Italia. A, Anglia, Italia, pe aia a fost a doua zi. Da, dar a fost de la 1 noaptea. Da, da, bine, și a meritat, nu? Da, a fost un meci bun, da. Da, da. Bun, mulțumim. Bine. Mulțumim de intervenție. Numai bine, vorbim. Numai bine. La revedere. La revedere. Suntem în direct pentru finalul emisiunii. Astăzi de la ora 19 la Brasilia, Columbia, Côte d'Ivoire,
în aceeași grupă C, de la ora 1 noaptea la Natal, Japonia, Grecia. Există o singură posibilitate ca să avem aici echipe eliminate. Dacă vor termina la egalitate Côte d'Ivoire și Columbia de la ora 19 și vor avea 4 puncte fiecare, atunci învinsa meciului Japonia-Grecia va părăsi și ea oficial competiția. Altfel, dacă avem o victorie între Columbia și Côte d'Ivoire, în mod normal ar fi 6-3 la puncte, nimeni n-ar fi definitiv eliminat, indiferent că ce rezultat am avea în meciul Grecia-Japonia. De asemenea, nimeni n-ar fi neapărat calificat în condițiile în care am avea astăzi două victorii. Dacă avem un rezultat de egalitate în Japonia-Grecia, atunci sigur că învingătoarea meciului Columbia-Côte d'Ivoire este calificată mai departe. Vă reamintesc că până acum nu avem în grupa A nicio națiune matematic calificată, doar Camerunul este oficial eliminată, Brazilia sigur are 90% șanse să se califice, pentru că are nevoie de un egal cu Camerunul, iar Croația și Mexicul vor lupta direct în meciul 3 pentru calificare, croaților fiindu-le necesară victoria, iar în grupa B Spania și Australia sunt matematic eliminate, Olanda și Chile sunt matematic calificate, ele se vor lupta în ultima rundă pentru primul loc, olandezii având nevoie și de un rezultat de egalitate. Avem în această seară un meci teribil în grupa D, între învinsele primei zile, vorba de Uruguay și Anglia, care vor juca la São Paulo de la ora 22. Iarăși nu putem să tragem niciun fel de concluzii în această grupă, întrucât Italia-Costa Rica se joacă la Recife mâine de la ora 19 între echipele care au câștigat în prima rundă, doar atât că oricare dintre Anglia și Uruguay, dacă va câștiga în această seară la un scor important, poate să preia primul loc în grupă. Anglia sau Uruguayul, deși au pierdut în prima zi, dar nu este atât de evident, englezilor le trebuie un 3-0 astăzi cu Uruguayul ca să fie pe locul întâi, iar Uruguayului un 4-0 pentru așa ceva. Dar dacă nu, învingătoarea va avea și ea 3 puncte, la fel ca și italienii și costaricanii. Într-adevăr, învinsa va fi într-o postură extrem de complicată. Ea poate să fie eliminată, cea care va pierde astăzi dintre Uruguay și Anglia, mâine după amiază, dacă Italia și Costa Rica, de exemplu, termină la egalitate. Bun, da, o să vedem o zi foarte interesantă astăzi, cu două meciuri de văzut, Columbia, Côte d'Ivoire și Uruguay, Anglia, și cu acest Japonia, Grecia, probabil la care nu se va uita nimeni, decât grecii pripășiți pe la noi, cu speranța asta a învinsului, exact ca și camerunezii, că doar s-o nimeri un miracol. Puțin probabil, în mod normal, Japonia n-ar trebui să piardă în această noapte în fața Greciei, una dintre cele mai slabe echipe de la Cupa Mondială. Ne reauzim mâine!